Vom avea o conferință mare la Alba Iulia de 1 decembrie. Dacă sunteți în țară și da, e cineva care a vizitat Alba Iulia? Dintre noastră? Da. Nu, și v-a plăcut în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani. 1982. Deci vă invit să, vizitați Alba Iulia și doar dacă o să căutați pe internet Alba Iulia, o să găsiți imagini despre cum arată Alba Iulia acum. Este cealaltă capitală a României, e un oraș mai mic, dar foarte, foarte frumos. Rivalizează cu multe orașe din Spania și Germania. E o cetate, una dintre cele mai frumoase cetăți din Europa, care a fost renovată în totalitate. Și am bucuria să spun acest lucru ori de câte ori merg la o conferință, pentru că am și lucrat la aceste proiecte. Dar este o mândrie pentru România și vă invit să vizitați Alba Iulia. O ocazie ar fi pe 1 decembrie la conferința Repatrio de la Alba Iulia, unde vom prezenta o mare parte din opiniile voastre care le-ați transmis în aceste conferințe. Se vor aduna mulți oameni de afaceri acolo. Vom încerca să influențăm administrația. Deja am trimis scrisori către toată administrația publică locală din România. O să apelăm administrația centrală. În anul următor dorim să dezvoltăm un proiect strategic de aducerea tuturor informațiilor, cunoștințelor, oportunităților către cei din diaspora pentru a alege în cunoștință de cauză dacă să facă o afacere acasă, dacă să se întoarcă, când să se întoarcă și ce resurse li se pot pune la dispoziție. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în seara asta. Continuăm